Bună seara, dragii mei! Avem un început de emisiune foarte specială. Alege-te pe tine și cu un invitat foarte special exact în această postură. Alături de mine este Andreea Marin. Mulțumesc foarte mult, Andreea, pentru această șansă de a face această serie de emisiuni cu tine ca invitat special. Îți mulțumesc tare mult, ne cunoaștem de atâția ani, mă simt ca în familie, așa că e o discuție care cu siguranță va fi foarte caldă și foarte deschisă. E un subiect serios, dar poate fi tratat și cu umor, în egală măsură, așa că aștept cu drag întrebările tale. Prima ediție o dedicăm carierei, iar tu ești, prin tot ceea ce reprezinți, prin toată munca ta de atâția ani de zile, categoric și o femeie de carieră. Nu doar o femeie de carieră, pentru că sunt atât de multiple fațete ale personalității tale. Dar de la ce moment din viața ta ai început să spui problema unei cariere? Păi cred că nici azi nu mi-o pun. Adică nu privesc lucrurile în acești termeni. În plus, lucrurile s-au întâmplat foarte interesant în ceea ce mă privește. Am pornit la drum cu ideea că voi fi informatician. Practic, spre această direcție m-au îndreptat ai mei, tatăl meu, în mod special. El era inginer constructor, pasionat de arhitectură, am niște reminiscențe de aici, îmi place foarte mult designul de interior și mă mai și ocup în timpul liber cu asta. Și cine a avut șansa să vină la tine acasă vede creația proprie da, pusă în operă. Da, mi s-a spus că oamenii simt o căldură aparte în acel spațiu pe care l-am creat acolo. Însă la vremea aceea, când eu terminam liceul de matematică fizică și mă îndreptam spre alegerea unei facultăți, informatica părea o alegere excelentă, de fapt este și astăzi. Cine e bun informatician, cine urmează această cale cu pasiune, cu credință, poate să ajungă să facă minuni și pentru sine și pentru alții. Românii sunt recunoscuți și dincolo de ocean ca fiind foarte buni pe acest domeniu și mulți dintre colegii mei de facultate, pentru că am făcut facultatea de informatică până la urmă și am urmat-o până la final, deși mi-a fost tare greu de la un moment dat, o să-ți spun și de ce. Făceam facultatea la Iași și făceam televiziune la București. Wow. Era o nebunie întreagă, da. Însă, din anul întâi de facultate, eram la cămin, stăteam cu încă 4-5 fete în camera din căminul de la facultate și una dintre ele a văzut un afiș anunțând un concurs pentru un post de reporter la TVR Iași. Habar n-aveam ce e televiziunea, nici gânduri spre acest domeniu nu avusesem vreodată. M-au ambiționat însă, au apăsat pe butonul potrivit și mi-au zis: nu ești în stare să faci treaba asta. Și am auzit eu că sunt 200 pe loc, spune colega mea de cameră. Ceea ce era adevărat, erau mai mult de 200 de candidați pe un loc. Așa că a mers figura. Putem spune că e și o chestiune de destin într-o măsură. Posibil, când te gândești la posibil. 200 de candidați pe un loc. Da, posibil, posibil. Nu m-am dus cu nicio emoție, pentru că nu era acesta. N-aveai o miză acolo. Nu era viitorul meu, nu vedeam lucrurile în niciun fel. Nu era moda de acum cu televiziunea ca fiind o mare treabă. La vremea aceea a fost pur și simplu o joacă. Și am zis, ia să văd că pot, pentru că nu există, nu se poate, nu-i așa? Și ai ajuns la Țara lui Piticot sau a urmat Țara lui Piticot? Nu. Am intrat până la urmă, am fost două, eu și cu o colegă a mea, ulterior am devenit prietene, am intrat pe acel loc, fiecare cu jumătate de normă. Și fiecare dintre noi s-a dezvoltat pe direcția sa și una dintre emisiunile de succes pe care le-am gândit și le-am făcut eu însămi, adică nu exista emisiunea asta dinainte, ci mi-am dorit să fac eu o emisiune a mea, a fost această Țară a lui Piticot, care a devenit un succes vizibil la nivel național. Realmente cei de la București au văzut ce fac acolo.
să-ți închipui că făceam asta cu recuzita de acasă, cu păpușile mele de acasă, cu nu știu ce prostioare mai realizam, costume haioase și așa mai departe, dintr-o emisiune pentru copii de duminică dimineața, care la început a avut 5 minute, după aceea dublu, 10 minute, după aceea a devenit un spectacol în adevăratul sens al cuvântului, într-un anfiteatru și, uite așa, pas cu pas, lucrurile au evoluat în paralel, eu făcând emisiuni și pentru oameni mari, nu doar pentru piticoți. Dar ca Andreea Piticot am devenit vizibilă. Și am devenit vizibilă nu doar pentru copii, ci, culmea, pentru copii, părinți și bunici. Cumva m-au îmbrățișat și maturii. Cred că aveam eu un fel de dulceața a mea de copil naiv la vremea aceea, dar cu multă voință. Și uite așa a fost primul pas al acestei cariere. Eu negândindu-mă la viitor la acea vreme. Ușor, ușor lucrurile au evoluat. Atunci când pui cărămidă peste cărămidă în mod sănătos, în orice domeniu, orice ți-ai alege dar să faci... Dar te-ai ținut de facultate, totuși, da, o facultate foarte grea. O să-ți spun și asta. Chiar foarte, foarte greu mi s-a părut. Și asta pentru că la un moment dat am plecat la București, am fost văzută, cum îți spuneam, de domnul Cristian Țopescu, m-a invitat la București să prezint o emisiune alături de domnia sa, ceea ce a fost o onoare negândită, nesperată. Îl admiram de atâta vreme, pentru mine era un profesionist desăvârșit, chiar există niște povești în copilăria mea, mi-aminteam de el de la vârsta de 5-6 anișori, când pe vremea lui Ceaușescu toată lumea se uita la competițiile sportive de odinioară. Acelea erau cam singurele cu care te puteai delecta cu adevărat, pe tărâm sportiv, meciurile din afară, victoriile românilor, gimnastica noastră care reușea să facă diferența, în fine. Și ca să divaghez puțin, mi-l aminteam pe Cristian Țopescu, eu neînțelegând nimic din fotbal la acea vreme, dar tatăl meu se uita și uite-te ce mult contează o amintire a unui copil pe care o am foarte clar în minte. Eu nu mă uitam la televizor, dar eram în aceeași încăpere și îl auzeam pe Cristian Țopescu la începutul meciului, care avea loc într-o altă țară, cum, ca un om bine documentat ce era mereu, făcea o incursiune prin, scurtă, prin istoria acelei țări, uneori divaga spre literatură, spre ce era important ca simbol pentru acea țară. Te introducea în atmosferă. Deși, dacă e să o luăm așa, ca și comentator sportiv, n-avea obligația să facă treaba asta. El putea strict să se refere la joc, la echipă, la tot felul de nuanțe tehnice și așa mai departe. Copilul din mine a reținut acest aspect. Faptul că acel om era atât de bine pregătit, eu nu știam cine e el la vremea aceea, da? Atât de bine pregătit și uite cât de multe știe și el. Nu era internet pe vremea aia. Și nu. Dar am reținut cât de bine pregătit și polivalent era. Cum știa și istorie, și literatură, și geografie, și sport, evident. Am reținut acest aspect și peste timp am urmat această cale cumva intuitiv și fără să mi-o impun, ci în orice fac mă documentez. Deci nu mă duc fluierând în fața telespectatorului, am un respect față de el, mă pregătesc, nu iau în joacă lucrul ăsta. Nu iau ca și cum mi s-ar cuveni faptul că intru în casele atâtor oameni, ci consider că trebuie în fiecare zi să merit a fi în fața unei camere de luat vederi. Nu văd asta cu ușurință. Chiar dacă trăim în era în care orice om acum are un telefon, deci are o cameră de luat vederi și lucrurile nu mai au parcă aceeași importanță ca odinioară, eu nu văd lucrurile așa. Eu văd că e o onoare să intri nu doar în casele oamenilor, ci mai ales în inimile lor. Nu toți reușim treaba asta. Degeaba apari la televizor dacă și dispari după aceea din mintea omului. Ideea e să-i rămâi acolo în minte și în suflet. Uite, apropo de pregătire versus spontaneitate sau improvizație, am avut onoarea să scriu o carte împreună cu Cristian Țopescu, o biografie, și am călătorit împreună prin țară, în mari orașe, făcând lansări.
Eu am și condus în timpul acesta și am mai vorbit că ce se face în mașină. Și îmi spunea Alexandru, domnul Alexandru, așa îmi spune. Domnul da, Alexandru. Era un om extrem foarte, de politicos. Da. Domnul Alexandru, lumea îmi spune, domne, ce spontan ești la finalul meciului, când e foarte multă emoție, ce închidere ai făcut, fie că ai pierdut. Fie spontaneitatea vine din pregătire. Și el spune așa, domnul Alexandru, aveam pregătit dinainte varianta în care câștigăm și varianta în care pierdem. Și eu sunt pentru fel. Că sub emoția momentului nu poate să-ți vină cele mai fericite cuvinte și așa mai departe. Și funcție de rezultatul meciului, aveam încheierea pregătită. Păream foarte spontan, dar eram pregătit cu ea. Corect. Sunt exact de aceeași părere. Este un principiu pentru mine în munca mea. În orice fac, pentru că nu fac numai televiziune, în orice fac, iau în calcul toate variantele și mă pregătesc pentru toate posibilitățile. Consider că e o dovadă de respect față de mine și de respect față de cei care sunt în fața mea, cu care lucrez, că sunt parteneri, că sunt privitori. Trebuie să te pregătești în viață. Nu cred că trebuie să mergi fluierând prin viață și cu infatuarea că tu ești spontan și că le știi pe toate. Nimeni nu le știe pe toate. Am un respect imens pentru oamenii care și la 70-80 de ani învață. Cunosc persoane care la 60 de ani au dat la facultate și care și-au schimbat cu totul preocupările, viziunea și trăiesc un entuziasm extraordinar pe o nouă cale pe care au luat-o în propria viață. Aceștia sunt oamenii pe care îi admir și un astfel de om vreau să devin. În niciun caz nu-mi doresc să ajung la acea suficiență care la un moment dat să mă blazeze, pentru că nu văd o altă variantă. Din momentul în care te crezi atot cunoscător, nu mai are viața nicio surpriză pentru tine. Ori mie îmi plac surprizele plăcute ale vieții. Pe de altă parte, tu ai aproape un cult pentru muncă, așa din ce deduc. Obsesie, să zicem, ca să fim mai corecți. E chiar obsesivă treaba asta, nu mă pot opri din a face ceva. Mi se spune și acasă, să știi. Dar stai puțin locului, liniștește-te puțin. Eu mă așez și imediat mă ridic că mi-am amintit că ceva nu e în regulă. Și să știi, dau din casă. Sunt genul de om care așează prosoapele în perfectă ordine la cam filmul acela. Da, cam filmul acela, din păcate. Dar nu omor pe nimeni, mă opresc acolo. În urmă cu niște ani, când prezentai emisiunea Surprize, Surprize și erai dincolo de un brand național, erai un icon național, să spun asta așa. Asta vezi tu. Eu nu m-am văzut niciodată așa uitându-mă în oglindă. Oamenii te percepeau ca zâna surprizelor. Așa. Și încă și azi se întâmplă asta, să știi. Poate că, adică îmi imaginez, au fost și speculații în presă, dar îmi imaginez că au fost și bărbați cu o situație foarte potentă, financiar, social, care probabil și-ar fi dorit o parteneră de viață, trofeu, a ceea ce însemna Andreea Marin la acel moment. Da, sigur că da. Probabil că aveai și această opțiune în viață. Sigur, dar uite-te la mine, mă vezi pe mine genul ăla de femeie care să accepte o astfel de conveniență. Să ai totul la dispoziție. Păi am totul la dispoziție, prin munca mea. Și îți dă altă împlinire. Realizările mele au o valoare. Realizările altuia de care eu aș profita n-au aceeași valoare pentru mine. Aceasta este pur și simplu viziunea mea. A, că poate e mai comod să se întâmple așa. Și nici nu cred că e greșit ca un om, ca un om potent care iubește și care este iubit la rândul său de o persoană care nu are aceleași posibilități intelectuale, financiare, poate n-a avut aceleași șanse în viață ca să evolueze pe direcția dorită, chiar dacă ar fi meritat lucrul acesta, să se simtă bine alături de acel om. Unul are mai puțin, unul are mai mult, dar celălalt are mai mult din altceva. Adică un cuplu, asta înseamnă completare, da? Deci nu e nimic rău, nici în asta. Doar că nu sunt eu genul de om care să fi avut acest drum. Nu cred că m-aș simți nici confortabil în el.
E mai important pentru o femeie decât pentru un bărbat să facă carieră? Nu aș face o astfel de clasificare. În fond, să știi că eu nu văd o diferență între femei și bărbați. E o chestiune, adică o diferență din această perspectivă. Adică e o chestiune foarte clară pentru mine. Cine muncește, cine are cap, cine și-l pune la contribuție, are șansele să reușească în viață. Sunt și ghinioniști. Acum, uneori omul face de toate și nu iese. Dar în 90% dintre cazuri, dacă ai ambiție, dacă pui mâna, burta pe carte, dacă pui mâna pe treabă, dacă iei hățurile propriei vieți în mâini și nu te lași condus de ce spun alții, ci ești convins că nu există, nu se poate atunci când depinde de tine, lucrurile se rezolvă. Nu contează că ești femeie sau că ești bărbat. Ești femeie și ți se pare că trăiești într-o lume a bărbaților în care numai ei rezolvă lucruri. Uite, eu sunt contraexemplul. Și n-am avut susținere din spate, n-am avut nu știu ce bogăție care să mă ridice la început de carieră. Am luat totul pas cu pas, de la zero. Nici n-am clădit pe tărâmul pe care aș fi crezut că eram, cum să zic, formată, da, de studii, pentru că, precum spuneam, eu am făcut informatica, nu prea vezi legătura cu lumea televiziunii, deși ea există. Aș încuraja pe cei care cred că dacă urmează o facultate și după aia schimbă domeniul, treaba nu va fi bună. Eu i-aș încuraja să creadă că va fi chiar poate mai bine. Uite, mie mi-a folosit foarte mult logica și faptul că mintea mea este bine structurată în munca mea de producător. Sunt un foarte atent organizator, sunt foarte atentă la detalii. Și treaba asta a făcut diferența în tot ceea ce am întreprins în timp. Atenția mea la detalii, aproape obsesivă. Încerc să nu pierd din vedere nimic. Și uneori sunt lucruri peste care alții trec cu vederea și nu e o dramă că ele nu se repară, acele mici detalii. Dar eu sunt genul de om care crede că detaliile fac diferența. Și uneori mintea nu percepe anumite nuanțe, dar ochiul percepe. Te uiți la televizor și vezi ceva care nu-ți place. Tu nu știi exact ce nu-ți place. Nu-ți place că decorul acela nu e bine echilibrat, că lumina aceea nu e tocmai bună. Tu nu te pricepi la lumini, nu te pricepi la cum ar trebui să fie un decor. Dar ochiul tău realizează că acolo, pe ecran, nu există o armonie. Și asta te face simplu să schimbi canalul. Cât de important este să identifici ce îți place să faci, ce, pentru ce ești poate construit sau pentru ce ești chemat să faci și să reușești să faci din asta o carieră sau o afacere? E foarte important și asta pentru că după o perioadă de căutări, cu toții avem nevoie de perioada de căutări. Adică nimeni nu cred că știe de la început, poate doi oamenii cu sclipire de geniu. De la început, ei știu că sunt buni pe o direcție, că sunt pasionați până la a fi devorați de acea pasiune și că acela este drumul lor. Dar altfel, noi, oamenii normali, nu suntem așa și avem nevoie de perioada noastră de căutări. Aș spune că drumul pe care pornisem inițial, da, al matematicii, al informaticii, era un drum prestabilit, da, mă pricepeam pe direcția aceea, dar nu-mi plăcea la fel de mult. Ai jucat handbal. Da, am jucat, am ceva făcut și handball, da, așa e. Însă, vezi, am avut tot felul de căutări. Mi-a plăcut literatura, în egală măsură, în școală. Adică am mers pe mai multe direcții. Tatăl meu mi-a arătat ce înseamnă o bibliotecă bine făcută, ce înseamnă să citești. M-a lăsat să fac și sport, să fac și dans, să fac și pian, să înțelegi, să încerc din toate. El avea un principiu. Eu îți pun la dispoziție, cât pot eu, o plajă de opțiuni. Și tu din tot ce știi, deci în cunoștință de cauză, vei alege. Și mi se pare ceva foarte bun. Așa fac și eu cu copilul. Da, chiar vreau să te întreb, da, dacă aplici cu Violeta aceeași filozofie. Pentru că îmi seamănă foarte bine ce e drept. De exemplu, la școală e bună la toate. Dar, bineînțeles că la un dat va trebui să aleagă ceva. Și eu, ca părinte, am datoria și îmi dau silința să-i deschid ochii asupra mai multor direcții. Dar alegerea finală va fi făcută
de ea în funcție de priceperea pe care simte că o are într-o anumită direcție și de pasiune. E foarte important, întorcându-mă la întrebarea ta, să faci cu plăcere, să mergi la serviciu cu entuziasm. Câți dintre noi mai fac asta în ziua de azi? Uite, eu merg la serviciu cu entuziasm. Îmi place ce fac și îmi place de o viață deja, că sunt aproape 30 de ani. Sunt 27, mai exact. Și cel mai mult înveți din exemplu cuiva, ea te vede pe tine în desfășurarea acțiunii. Ca și copil, cu siguranță, părintele e clar un exemplu de urmat sau un anti-exemplu. Există și astfel de situații. Da, să când, te duci la polul opus. Când copilului nu-i place ceea ce vede și știe clar că aia nu vrea să facă, știi? Dar, mă rog, nu e cazul nu la mine. Nu apasă umbra numelui nu, tău. Nu, pentru că nu am crescut-o, din potrivă, mi-am impus chiar să nu-i spun să se uite la televizor când mama apare la televizor, să știe foarte clar, a venit odată de la școală, nu de la început, deci ea nu știa cam ce fac eu. Eu puneam accentul doar pe munca mea umanitară în ochii ei. Pentru că acolo credeam eu că e ceva bun pentru ea. E o sevă bună. În schimb, a venit odată de la școală și mi-a zis: mami, dar eu am auzit de la școală că tu ești vedetă. Și am zis: nu, mami, cine ți-a spus greșește? În primul rând, termenul ăsta nici nu știu ce înseamnă. Nu e palpabil, nu e ceva concret. Eu sunt pentru tine mama ta. Și asta e cel mai prețios lucru pe care tu trebuie să-l știi despre mine. Eu sunt mama ta, tu ești fiica mea. Și asta ne leagă pe vecie. În rest, sunt doar detalii. Azi, mami, pot să fac televiziune, mâine pot să fac altceva, poi mâine altceva. Astea sunt chestiuni care se pot schimba în viață. Dar faptul că eu sunt mama ta și tu ești fiica mea, nu se va schimba niciodată. Și asta e ceea ce e important. În felul acesta, neobligând-o cumva să stea mereu cu ochii pe munca mea și pe ceea ce fac, ci lăsând-o să fure ceea ce îi place doar și ceea ce vede când decide ea să vadă. Nu pentru că îi spun eu, uită-te la televizor că apare mama. În felul acesta am câștigat un alt gen de respect în ochii ei. Nu am pus o presiune pe umerii ei. Și i-am dat această încredere în propriile forțe. Pentru că ea trebuie să fie cine e ea. Nu să se chinuie mereu să-și urmeze părintele și să fie cine e părintele sau să vadă un etalon neapărat în părintele său. Ce n-am reușit și a fost după aceea o muncă de convingere, pentru că n-am bănuit de la început, a fost să oferesc de această obsesia mea pentru a face lucrurile cât mai bine spre perfecțiune. Eu am această treabă, nu știu, e în sângele meu, nu e că mi-a impus-o cineva. Pur și simplu caut să fac lucrurile cât mai bine cu putință. Și atunci, prin a face lucrurile așa, i-am dat ei un exemplu implicit, fără să-i spun că trebuie să fie perfectă, din potrivă. Am dus după aceea, când ea mi-a zis cu lacrimi în ochi la un moment dat, că eu vreau să fiu mami ca tine. Cum ca mine, mami? Cum? Am avut o discuție văzând-o foarte măcinată de un 9 în loc de 10 la școală, ceva de genul ăsta, știi? Și i-am zis, dar nu-i nicio problemă, mami. Avem zile mai slabe, avem zile, toți le avem. Și nu, eu vreau să fiu perfectă ca tine. Pentru mine acesta nu a fost un compliment. Pentru mine aceasta a fost o povară pusă de comportamentul meu, de zi cu zi, pe umerii copilului meu, de care nu mi-am dat seama. Și nu-mi doresc asta. Și de atunci am început să sădesc în ea această sămânță care îmi doresc să înflorească din ce în ce mai mult, din care ea să înțeleagă un singur lucru. Că mama își dorește de la ea să fie fericită. Nu să fie perfectă. Eu îmi doresc să-și găsească menirea care să o facă fericită. Este o zicere care spune că un profesor în clasă a întrebat ce vor să se facă copii și a întrebat pe un copil: tu ce vrei să te faci când vei fi mare? Și el a spus: eu vreau să fiu fericit. Și a spus: n-ai înțeles întrebarea. Întrebarea, da. Nu, domnule profesor, dumneavoastră n-ați înțeles răspunsul. Da,
De acord. Sunt de acord, dar să știi că n-aș fi înțeles vorba asta cu tâlc cu mulți ani în urmă. E o chestiune care vine la pachet cu experiența de viață, cu dezamăgirile, cu înțelepciunea, cu înțelegerea a ceea ce e cu adevărat important în viață. Dacă anii trec peste noi și suntem din ce în ce mai doborâți de propriile noastre convingeri greșite în final, n-am rezolvat nimic. Eu nu vreau să am regrete la finalul vieții. Eu vreau să spun, am trăit ce am iubit și ce am vrut să trăiesc. Cât de mult contează niște întâlniri sau o întâlnire sau niște întâlniri semnificative de destin cu niște oameni care îți pot marca destinul, cariera, drumul în viață și cum să știi să le identifici, să nu-ți scape, să nu treacă trenul pe lângă tine? Eu am fost dintotdeauna foarte atentă la oamenii din jurul meu și am împrumutat mult, am ales ceea ce e bun. Adică nu pot să spun că am idoli, că îmbrățișez pe cineva de sus și până jos. Eu cred că fiecare om are bune și rele. Dar am căutat întotdeauna să iau ce e bun. Să mă inspir, de fapt. Nu să iau de-a gata și să urmez ad literam ceea ce am văzut la celălalt, chiar dacă îmi place. Eu caut întotdeauna să dau o tușă personală și pentru lucrul acela bun pe care îl văd făcut de altcineva. Da, face o treabă bună, dar eu trebuie să adaug ceva, sarea și piperul care transformă acel demers bun în ceva care e al meu, care mă definește pe mine. A fost o astfel de întâlnire pentru tine, cea cu Valeriu Lazarov? Bineînțeles, bineînțeles, dar prima astfel de întâlnire, să nu uităm, a fost cu Cristian Țopescu. Apoi au fost și alți oameni, fie din televiziune, fie dascăli, adică oameni pe care i-am întâlnit, fie oameni simpli, poate nu cu prea multă carte, dar cu o anumită experiență de viață care pentru mine a însemnat enorm. Mi-a adus exact ce aveam nevoie în acel moment al vieții mele. Și Valeriu Lazarov este un om, și întâlnirea cu el cred că ține de providență, pentru că prea a venit așa la timpul potrivit, un om de nicăieri din lumea largă. El nu trăia în România, trăia în Spania la acea vreme și era un mare producător recunoscut, nu doar în Spania, ci pe Mapamund, pentru succesul pe care l-aveau producțiile sale. Cum să se întâmple ca el să se uite pe ecran exact când eu am apărut prezentând un revelion? Nici măcar la știri. Eu eram om de știri la vremea aceea. Prezentam știrile televiziunii naționale de seară. Dar el m-a văzut la un final de an prezentând un revelion. Și a spus, asta e fata pe care o văd prezentând programul surprizelor de odinioară. Și culmea, acel program avea un manual al său, da? Era un format de televiziune bine scris, bine gândit, ori prezentatorul era descris acolo, așa cum descrii un actor într-o piesă de teatru sau într-un film, știi, există un fel de legendă la început, da? Și știi ce fel de om îți trebuie pentru acel rol. Și te potriveai cu acel portret? Și nu mă potriveam. Nu mă potriveam în sensul că se cerea un bărbat sau o femeie, mai mult o femeie, probabil, cât se cerea această căldură, dulceață feminină, peste 40 de ani, ca formație să fie ori psiholog, ori jurnalist, pe o anumită direcție, și mai departe. Nu eram nimic din toate astea. N-aveam vârsta potrivită, n-aveam experiență, n-aveam pregătirea potrivită. Dar tu erai foarte matură pentru anii. Dar eram într-adevăr matură, ajungând în acest stadiu din pricina necazurilor vieții pe care le avusesem încă din copilărie și care m-au maturizat brusc. Și pe de altă parte aveam o căldură, într-adevăr, o căldură care se cere într-un astfel de format în care trebuie să fii empatic față de situația omului din fața microfonului tău, trebuie să știi să-l aduci într-un anumit punct al emoției pozitive.
Oamenii plângeau sau aveau diverse reacții. Nu știu ce-a fi văzut el în mine, dar a văzut el ceva. A văzut că pot fi modelată, probabil, chiar dacă nu eram la momentul acela întocmai formată pentru așa un rol. Și asta e. Nu s-a mai dat un concurs, cum plănuiau să facă un casting, ci pur și simplu m-am întâlnit cu el, m-a întrebat dacă vreau să merg în Spania să văd cum e formatul acolo și atât, să-mi spun părerea. Deci ai intrat în culise, făcut. Cumva. Exact, nu în culise, chiar am stat în public. Și chiar am fost surprinsă. Deci mi-a jucat și festa asta. Am avut parte de o mică surpriză, ca tot omul, așa cum știi că se întâmpla și aici. Și am avut o emoție incredibilă, deși eu eram totuși om de televiziune, deci ar fi trebuit să pot să-mi stăpânesc emoția. Ei bine, n-am putut. Era incredibil ce puteai să simți în momentul în care erai surprins și cum parcă ți se ștergea totul din minte, nici nu mai știai să vorbești. O emoție incredibilă și mi-am zis, da, ar fi minunat ca eu să-i fac pe alții să se simtă așa cum m-am simțit eu în acel moment. Cât de mult contează să visezi despre ce vrei să devii? Ce întotdeauna crezi? Am fost o visătoare și cred că nu știu cum e altfel. Realmente e extrem de important pentru că de la vis începe realizarea lui. Din momentul în care tu proiectezi către viitor gândurile bune și începi deja să miști rotițele în mintea ta și să creezi un mecanism de rezolvare pas cu pas a problemelor care de fapt sunt trepte spre a urca acolo unde vrei să ajungi, e mare lucru. Fără vis nu se poate, pe scurt. Nu vine nimeni să-ți pună o realizare în palme. Trebuie să visezi întâi ce vrei să se întâmple. Pe de altă parte, cu câți ani în avans proiectezi tu lucruri pentru... Te-aș minți să-ți spun că sunt foarte bună la asta. Eu am o altă viziune. Viziunea mea e că dacă eu fac azi lucrurile bine, și mâine, și poimâine, și răspoimâine, în fiecare zi, de aia nu-mi permit să trișez. Eu nu mă trișez pe mine și nu-i trișez pe cei din jurul meu. Eu pun cărămidă peste cărămidă solid. E ca atunci când construiești o casă. Cum vrei tu să-ți iasă casa bine dacă tu, la baza ei, ai pus cărămizile aiure, așa, cum s-o nimeri? Se dărâmă coșmelia și peste fără, tine. Și fără excepții. Da? Fără. Deci sunt extrem de corectă din punctul ăsta de vedere. Cu mine, în primul rând. Dacă faci lucrurile bine, ele se dezvoltă cum nici n-ai visat. Adică vorbeai de a visa unde vrei să ajungi? Păi eu n-am putut niciodată să fiu cu visul meu înaintea realității. Pentru că realitatea mi-a demonstrat că se poate mult mai mult decât eu am visat. Și asta pentru că am făcut lucrurile corect în fiecare zi. De fapt, ce faci în momentul în care tu pui cărămidă peste cărămidă în mod corect? Atragi alți oameni ca și tine în jurul tău. Atragi forțe benefice. Și visul tău înflorește exponențial față de timpul pe care tu l-ai vedea necesar atunci când, să zicem, că ți-ai face un plan și ai pune pe hârtie totul. În momentul în care tu cu credință faci lucrurile zi de zi, chiar dacă întâlnești și bariere pe drum, adică nu spune nimeni că nu există forțe potrivnice, până la urmă lucrurile ajung nu neapărat acolo unde ți-ai dorit, chiar mai departe. Uite, o să invoc aici o mărturisire, o amintire a lui Laurent de Soares Sas, un dintre trainerii de business de succes din România, destul de tânăr și el, care a povestit despre primul training pe care l-a ținut el în viața lui, se străduise să facă reclamă, făcuse așa pentru prieteni niște traininguri de probă și în sfârșit a obținut o primă comandă. Și s-a dus îmbrăcat frumos la adresa care îi fusese indicată și, de fapt, a găsit acolo un atelier auto, a intrat în toate cerătanele alea. Mediul arăta foarte dezamăgitor așa față de
ce spera el să găsească. Și el avea această filozofie să dea 100% întotdeauna, fără excepții. Și ajunge, trece prin acel atelier, ajunge într-o săliță undeva, unde erau niște oameni, nu păreau nici genul de oameni la care s-a aștepta el, de el a spus în sinea sa, eu am acest principiu să dau 100%. Chiar dacă indiferent, nu e locul, chiar dacă nu sunt oameni, eu dau 100%. Și a dat 100%. Printre oamenii de la acel workshop s-a dovedit să fie un antreprenor care i-a oferit prima șansă. Ai văzut? Și de acolo a plecat. Și eu sunt exact de aceeași părere. Exact de aceeași părere. Nu știi de unde răsare soarele. Oricât de dezavantajos ar arăta lucrurile. Am avut parte de-a lungul vremii de niște întâlniri incredibile pe care n-aș fi putut să mi le planific. Viața le-a planificat pentru mine și asta pentru că am venit în întâmpinarea lor, fără să știu. E atunci când tu faci lucrurile bine în fiecare zi, de fapt știi ce faci? Desfaci brațele spre viitor. Asta faci tu, de fapt, în traducere. Îți creezi, fără să plănuiești măcar la modul concret, oportunități. Dacă încerci să trișezi, ori pe tine, ori pe ceilalți, la fel te va trișa și viața. Îți plătește cu aceeași monedă. Cât de importantă este disciplina? Definitorie. Sunt un om al disciplinei și al eficienței. Și dacă nu ai... Nu se poate fără. Dacă nu ai prin structură... Pune mâna, muncește și fă cumva să o ai. Că nu e așa de mare greutate până la urmă să-ți setezi niște reguli și să le urmezi. E doar o scuză slabă, din punctul Succesul este o suită de obiceiuri, de rutine pe care ți le creezi? Fără disciplină nu există succes. Există doar, nu știu, vreo șansă odată la nu știu cât timp, care se dărâmă dacă nu o susții după aceea. Și talentul, da? Primești un talent de la Dumnezeu, să zicem, te naști cu el. Darul acela îl arunci la gunoi singur dacă nu muncești ca să susții acel talent. Chiar așa, dacă ar fi să pui degetul pe talentul tău principal, așa cum vezi tu lucrurile acum, care crezi că ar fi? Comunicare. Modul meu de a comunica, dar și capacitatea asta de a organiza lucrurile, adică și structura mea matematică până la urmă. Merg mână-mână treburile astea. Pe de altă parte, și un oarecare romantism pe care l-am. O căldură. A fi om, până la urmă. În adevăratul sens al cuvântului. Ar fi foarte mult de vorbit și despre ce înseamnă să fii om și poate că vom dedica la un moment dat o ediție pe Cu acest drag. Subiect. E un subiect pe sufletul meu. Dar, pentru că mai avem câteva minute din această emisiune, vreau să te întreb cum reușești apropo să fii și om, dar mai ales să fii femeie și în același timp să ai o carieră și o activitate atât de complexă? Nu e ușor să-ți păstrezi feminitatea atunci când ești mereu cu garda sus și mereu în luptă și muncești mult și n-ai parte de multe ore de somn. Nu e o treabă ușoară. Devii bărbată, știi? Și atunci... La un moment dat trebuie să faci un pas înapoi, să te privești bine în oglindă, să te întrebi ce vrei de la tine și ce vrei să oferi celor dragi din jurul tău. Și ce vrei de la viață într-un sens mai exact, larg. Exact, exact. Și eu mi-am dat seama că îmi doresc să-mi regăsesc feminitatea. A fost o perioadă grea pe care am parcurs-o la un moment dat și devenisem așa foarte mecanică în tot ceea ce făceam. Adică căutam să fiu corectă, să fac totul la timp, să țin ștacheta sus, dar nu mă mai regăseam pe mine, știi? Eram bună cu alții și nu mai aveam energie pentru mine însă. Și atunci... A fost un moment în care te-ai ales pe tine, apropo de titlul emisiunii noastre. Corect. Corect. M-am ales pe mine. E nevoie de un anumit tip de partener alături de care să poți avea o carieră și o viață? Vorbesc generic. Nu știu, pentru fiecare dintre noi e diferit, dar un partener care te prețuiește, care e lângă tine, la bine și la greu,
potențează acest succes al tău, te ajută, așa cum și tu la rândul tău ai datoria să faci asta pentru cel de alături. Pentru că indiferent dacă ești... Dar e vorba și de potrivire, adică da. Ori iese, ori nu iese, adică te potrivești pe termen lung cu cineva, că așa pe loc ți se poate părea că e bun omul ăla de lângă tine și pe termen lung să nu fie. Și să fie o poveste frumoasă, dar de moment... punctuală, da. Dar e datoria noastră să încercăm să ne găsim calea și oamenii buni din jur care sunt potriviți cu ceea ce suntem noi. Mai degrabă din domeniul în care activezi sau mai degrabă să facă ceva diferit? Că e cu avantaje și dezavantaje. Dacă eu și nu acasă cred continui... în regulile astea, nu cred în regulile astea, nu cred. Adică știu oameni care fac cupluri minunate și sunt din același domeniu, lucrează împreună de o viață și clădesc împreună. Sunt alții care sunt în domenii total opuse și care zic că n-aș putea să stau toată ziua cu el sau cu ea. E bine că avem și pauzele astea. Eu nu sunt prea încântată de pauze, dar până la urmă cum ție norocul și până la urmă cât de tolerant ești și dornic să fii alături de un om. Și cât de bun la suflet ești. Adică să reducem lucrurile la esența lor, pentru că uneori căutăm așa niște filozofii în viață care să ne o facă mai bună, mai echilibrată. E nevoie de o generozitate. Exact. Ai punctat foarte bine. Generozitate. Dacă ești generos cu tine, fii și cu cel de alături. Și chiar dacă uneori nu e ușor, din ce perspectivă nu e ușor? Că nu ți-e ușor să înțelegi. Că tu gândești prin, mă rog, treci totul prin filtru personal și crezi că și celălalt gândește ca tine. Dar nu înseamnă că dacă nu gândește ca tine, nu gândește bine. Adică poate să existe și binele tău și binele celuilalt, chiar dacă ele nu se, aceste noțiuni nu se confundă. Și pentru asta ia niște ani să ajungi la da. Nivelul ăsta da. De acceptare. Da, și da. De nu poți să știi asta la 20 de ani. E o treabă pe care o probezi și o înveți ușor, ușor. Suntem la final, Andreea. Dacă ar fi să sumarizezi niște lucruri practice pe care să le împărtășim oamenilor care poate sunt la început de drum într-o carieră sau poate sunt într-un punct în care trebuie să-și schimbe cariera, poate datorită acestor vremuri pe care le traversăm și nu știu încotro să o apuce sau cum să o apuce. 1. Crezi în tine. E foarte important să fii primul tău susținător. Să crezi în forța ta de a rezolva lucrurile, poate nu pe calea pe care vor alții ca lucrurile să fie rezolvate. Poate tu ai calea ta. Nu te lăsa alterat de ce spune ăla, ce spune ăla, ce spune ăla. Tu urmează calea ta, caută în ce crezi tu cu adevărat. Și urmează-ți calea chiar dacă alții nu cred în calea ta. Sunt nenumărate exemple de oameni care au reușit în pofida credinței generale că nu vor face mare brânză pe drumul ales. 2. Ai curajul să faci schimbări. Păi viața nu e făcută să fie trăită linear, de la început până la final, pe aceeași preocupare, cu aceleași principii. Frumos e să înveți, frumos e să adaugi, frumos e să înflorești, să schimbi uneori, cu curaj. Poate că nu ți-ai găsit în tocmai calea, credeai că ai găsit-o. Poate că poți mult mai mult decât ai făcut până acum. Îndrăznește. Eu am făcut nenumărate schimbări, nu le mai știu numărul. Apoi, dacă vorbim de conduită, nu fac rabat de la disciplină, de la corectitudine față de mine și față de alții, chiar dacă uneori apar tot felul de tentații de a face compromisuri, de genul, o să-ți fie mai ușor dacă faci așa. Nu, nu, nu vreau să-mi fie mai ușor. Vreau să fie temeinic ceea ce fac și vreau să dureze. Vreau să fie corect pe termen lung, să vreau să regret mai târziu. Să nu fie o zală slabă corect. Mai târziu. Da. Îți mulțumesc foarte mult, Andreea. Aceasta a fost ediția noastră de astăzi. Alege-te pe tine. O bucurie să te avem alături de noi. Mulțumesc foarte mulțumesc mult. Mulțumesc și eu.
Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, pentru că ne-ați urmărit și vă invit să rămâneți alături de programele Canal 33 și să urmăriți Alege-te pe tine împreună cu Andreea Marin ca și invitat special. Mulțumesc!